Bine v-am regăsit, prieteni! Vorbim astăzi la discuțiile noastre obișnuite, întâlnirile noastre așa la o masă, la un pahar de apă, despre niște brazilieni. Dar niște altfel de brazilieni, că atunci când vine vorba de brazilieni, toți ne gândim la cine? La Ronaldinho, la Neymar, la Rivaldo, la Ronaldo. Hai să vorbim și despre niște fundași. Să vorbim despre niște fundași de bandă. Dani Alves, de exemplu, sau Marcelo. Că îi punem pe amândoi, sau poate Roberto Carlos. Da, bine, mai sunt. Aia mi-a venit în cap asta. Spune aici Cafu. Dar parcă, mi se pare mie, Cafu nu era ca ei, era un pic... Parcă era mai așezat așa. Vezi că și Cafu bine, e campion mondial. Hai să facem ceea ce ceilalți doi nu. Hai să facem așa. Cafu, Roberto Carlos versus Dani Alves, Marcelo. Că au fost cam în același timp. Bine, mai era și Maicon într-o vreme la, da, în același timp. Dar rămâne Dani Alves, așa ca reper, așa cum e și Cafu, așa cum e și Roberto Carlos în partea stângă și Marcelo în partea stângă. Hai să-i punem așa, să jucăm așa pe liniile astea două. Să jucăm așa. Dani Alves, Andrei, este cel mai laureat jucător din istoria fotbalului. A câștigat absolut tot. Da, și Marcelo. Are și Marcelo destule ale lui. Vezi că și Marcelo. Vezi că are, nu știu, mi se pare că are vreo... Cel mai, da, la cel mai multe, cel mai multe trofee le are Dani Alves. Da, okay, le are Dani Alves. În momentul ăsta, că adună trofee de pe multe locuri pe unde a mai fost. Da, Marcelo a mai avut momente când n-a mai câștigat pe la Real Madrid. Dani Alves a dus pe la Juventus, a luat și pe acolo. S-a dus la PSG, a luat și pe pare acolo. Pare că Marcelo are 5 Champions. Din punct de vedere al Champions League, da, Marcelo... Da, le are. Nu, bine, Dani Alves, da, dar ca și titluri, da. Marcelo are și titlul din sezonul trecut. Da. Champions League din sezonul trecut, când, mă rog, n-a prea jucat. N-a prea apărut. Da. Cum îi vedeți voi așa pe... Uite așa, duelul ăsta al generațiilor. Cafu, Roberto Carlos versus Dani Alves, Marcelo. Duel al timpurilor, al generațiilor, al vremurilor, al diferitului stil de fotbal, care era alt fotbal în vremea primilor și alt fotbal. Rezultate au avut, da, rezultate au avut toți, dar pentru unii dintre ei, mă refer aici la Marcelo și la Dani Alves, trebuiau construite echipele de așa manieră și să joace în echipe unde mingea era mai mult la propria echipă. Adică cu stilul ăsta de joc, Marcelo și Dani Alves la o altă echipă nu știu dacă ar fi jucat. În schimb, Roberto Carlos și Cafu, dacă ținem cont de faptul că în primul rând erau fundași și apoi trebuiau să meargă și să atace, se adaptau mult mai ușor la orice fel de echipă. Pentru mine, cel mai complet a fost Roberto Carlos, pentru că era de o potență și ajungea și în atac și bătea și lovituri libere, avea un șut incredibil și în momentul în care era bine, era greu de tot să treacă cineva de el. Și tackling-uri, cum am văzut la Roberto Carlos, mi-a fost de puține ori dat să văd la un alt fundaș. Avea o manieră de a intra prin tackling incredibilă. Nu știu dacă în ziua de astăzi s-ar mai fi permis, pentru că astăzi scoate cartonaș galben și dacă tu te duci mult mai contundent la un adversar și chiar dacă nu-l atingi. Da, chiar dacă nu-l atingi, se consideră că îi poți periclita integritatea. Periculos, da. Da. Dar mie dintre toți, dacă mă întreb pe mine, cel mai mult mi-a plăcut de Roberto Carlos. Roberto Carlos a jucat cu el, m-a accidentat pe Bernabeu, primul joc al lui Villar în primera, a intrat cu un picior la gleznă și cu celălalt la genunchi și m-a scos înainte de pauză. Dar de ce spun asta? Pentru că făcea faza de apărare foarte bine, făcea faza de atac foarte bine, dădea foarte bine la poartă, lovituri libere, centra extraordinar de bine în viteză. Și era foarte, foarte, foarte agresiv. Eu zic că la altă echipă nu îi se permitea lucrul ăsta, dacă nu era la Real Madrid. Cafu mie mi s-a părut primul fundaș lateral diferit.
diferit, care a schimbat un pic rolul unui fundaș, pentru că era foarte ofensiv, intra în combinații, da, centra foarte bine. A fost primul fotbalist modern ca lateral. Apoi mie mi-a plăcut sincer mult mai mult Dani Alves decât Marcelo. Mi s-a părut alt tip de jucător, în afară că s-a înțeles foarte bine cu Messi, Andrei, pentru că domina, dribla, centra, intra în combinații, era alt stil de joc. Marcelo era mai lineal, nu știu, foarte bun, asta nu... Foarte tehnic. Foarte tehnic. Amândoi erau și pe atac. Da, și pe atac. Dar Dani Alves știa să se apere, Bogdan, da, da, dar Marcelo nu știa să se apere. Marcelo tot timpul a fost considerat veriga slavă, veriga slavă a Madridului. Numai mi-aduc aminte de meciuri Real Madrid-Barcelona și pe final mi-aduc aminte de un meci în care el a atacat, s-a dus, era în atac și imediat în spatele lui acolo a atacat Barcelona cu... a ajuns mingea la Messi și au reușit să-i bată în ultimele secunde cu 3-2. 3-2, da, a dat Messi gol. Era pe final. Adică el nu ținea cont niciodată de o disciplină tactică. Era tot timpul pe asta. Dar vorbim despre doi, Cafu, Roberto Carlos, un stil. Dani Alves, Marcelo, alt stil, mai de mingicare, mai apropiați de fotbalul actual. Și de ce înseamnă Brazilia. Brazilia, da. De ce înseamnă Brazilia. Atunci când te gândești la brazilien, te gândești la niște la mingicari, nu la ăștia de forță. Să știi că mingicari erau și ceilalți doi. Că da, ăștia doi, ok, mai... poate mai tehnici, mai... Adică poate mai puțin Roberto Carlos. Pe Dani Alves și pe Marcelo îi puteai vedea și extreme, că au și jucat. Au și jucat extreme. Pe Roberto Carlos și pe Cafu, nu îi vedeai decât acolo, ca fundaș stânga. Blau, adică pe Dani Alves și pe Marcelo îi puteai pune și în linia de atac, în caz de urgență. Și în linia cu trei fundași a jucat Alves. Sau în linia de trei fundași. Și ceilalți doi ajungeau foarte mult în atac. Roberto Carlos era tot timpul în atac. Și intra în combinații și cu Zidane, că cu Zidane juca în partea stângă mult. Da. Cu ce a câștigat foarte mult Roberto Carlos, Bogdan, a fost cu viteza. Avea o viteză de deplasare uluitoare. Era foarte puternic. Dar foarte puternic și imediat era în apărare, deci era foarte... Și o forță în picioare. Foarte complet o forță în picioare. El și Sidor, practic, au fost jucătorii cu cea mai mare masă musculară care eu am văzut vreodată pe un teren. Poate că asta i-a ajutat. Bine, și Cafu. Normal că și Cafu a avut... Nu, Cafu era mai longiliv. Era mai atus. Nu era tipul de jucător pe care să-l depășești ușor să se accidenteze ușor. Pentru că era, în afară de faptul că era și foarte inteligent și nu ataca decisiv, știa să stea în teren. Bine, a jucat... Noi vorbim de doi jucători care la un moment dat și Cafu și bine și Roberto Carlos au jucat în Italia mult timp. Roberto Carlos a jucat la Inter și da, a jucat puțin Interul a dat. L-a dat așa. Oricum ca să ajungi acolo din cam de fraier la un la Real Madrid de bun. Da. Și a făcut istorie cumva la Real Madrid în vreme ce Cafu a jucat mult. Cafu a jucat mult în Italia. Dar acum vouă ce vă plac? Ăștia mai mingicari sau ăștia mai serioși? Mingicari. Da. Eu ține și ne-mi place. Deci prefer că oricum aduc aport în atac. Dar doar atacând în anumite momente, fără să te aperi deloc, ca fundaș lateral, ai o problemă. Bogdan, fiind portar, se gândea la... Da, se gândea la apărare. Dar eu nu mă gândesc. M-am vândut fundașii mei. Păi da, eu nu, dar... Acum, statistic vorbind... Cel mai complet Roberto Carlos. Da, dar statistic vorbind... O echipă pierde foarte multe atacuri, nu toate se finalizează. Dar de apărat, oricum trebuie să te aperi. Adică tu oricum ajungi acolo în atac. Fișa postului tău este aperi. Exact. Dacă aduci plus valoare, dacă te duci în față. Dacă am fi sigur că din 10 atacuri, 8 le finalizăm și reușim să... Ar fi fantastic, dar nu... Pierdem foarte multe și trebuie să ne întoarcem să ne și apărăm. Dani Alves s-a apărat. Dani Alves, să nu uităm, Bogdan a venit de la o echipă foarte tactică, cum era Sevilla. Și el la Sevilla se apăra mult. Da. Nu era ofensiv, cum normal, a fost la Barcelona. Da. Bun, era o altă echipă. O...
total diferită. O echipă mai mică. Mai mică, da. Dar care au reușit cumva să se, să se impună. Da, despre subiectul ăsta zic să luăm o pauză și să discutăm săptămâna viitoare. Despre echipe mici care au reușit, mici, mai mici din etajul 2, care au reușit să se impună în fotbalul din Spania și tema pe data viitoare ar fi Deportivo, Super Depor, campioană, versus Valencia, campioană. Nu e ușor să câștigi campionatul în Spania contra lui Real și Barça, nefiind la Real și la Barça. E ușor să câștigi campionatul dacă ești Real sau Barça. Nu e ușor să câștigi campionatul contra ambelor, să le bați pe amândouă. Să o bați pe una e simplu, să le bați pe amândouă nu e simplu. Au făcut-o Deportivo și Valencia, despre care o să discutăm data viitoare.